Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem la Biserica Sfântul Gheorghe din Câmpul Ungmuștel, un locaș de cult vechi, pe care poate puțin dintre dumneavoastră îl cunosc. Vom sta de vorbă cu preotul care slujește aici, Ionuț Văcăroiu. Bine v-am găsit! Bine ați venit la biserica noastră parohială! Se întâmplă să aveți des vizitatori? De obicei, în această biserică vin nu numai membrii parohiei noastre, ci vin și din oraș, din toate zonele limitrofe Câmpul Ungului, dar chiar și mai de departe, pentru că este o biserică cu o valoare istorică inestimabilă. Călătorii care vin în Câmpul Ung și care ating platoul de sud-vest al orașului, pe lângă peisajele frumoase pe care le pot vedea de aici, și mă refer aici la dealul Mățăului, la răsărit, este vorba de Mateiaș la nord, Albia Râului Târgului, cu localitățile și casele care sunt dispuse pe un mal sau pe celălalt al lui. Pe lângă acestea, pot găsi, așezată strategic pe acest platou, și Biserica Sfântul Gheorghe, sau așa cum este cunoscută de locuitorii Câmpul Ungului, Sfântul Gheorghe Olari. De unde vine acest nume? Denumirea de Olari, așa cum spun istoricii, și sunt multe contradicții aici, suntem dispuși să dăm crezare fie unora, fie celorlalți, denumirea de Olari poate veni și de la breasla olarilor, care se știe că au locuit în această zonă, dar pentru că pământul de aici nu era propice, știm că în Câmpul Lung pământul propice pentru olărit este de fapt în cartierul Grui. Au fost istorici care au venit cu ipoteza că olari poate să vină de la olahi, de la românii vechi, pentru a se diferenția, a se deosebi de romano-catolicii cu care au conviețuit și cu care au locuit aici în zona aceasta. Cât de veche este această biserică? Știu că nu se cunosc date exacte sau că nu există cărți în care să se precizeze cu exactitate, așa cum se întâmplă în cazul altor biserici. Cu toate acestea, sunt dovezi că este foarte veche, undeva poate în 1600-1700. Biserica a fost pentru prima dată datată în anul 1658, când Patriarhul Macarie al Antiohiei, a venit de mai multe ori în vremea lui Matei Basarab pentru a cere ajutoare pentru Patriarhia Antiohiei. Într-una din consemnările pe care le-a făcut diaconul său, celebrul istoric Paul din Alep, se spune că în ziua de 23 aprilie, ziua hramului acestei biserici, domnul nostru patriarh Macarie a plecat în procesiune de la Mănăstirea Negru Vodă la o biserică veche cu hramul Sfântul Gheorghe, unde a săvârșit slujba aghiazmei, a binecuvântat credincioșii, după care s-a întors din nou la Mănăstirea Negru Vodă și a continuat Sfânta Liturghie acolo. Este clar că menționându-se în datele istorice cum că la acel moment biserica este o biserică veche, este clar că este antedatată anului 1658. Se presupune că biserica aceasta a fost construită pe ruinele unei alte biserici mai vechi. Nu avem date certe despre aceasta. Nu știm ce biserică a fost înainte sau ce hram avea? Probabil, de obicei hramul se menține. De obicei hramul se menține. Probabil tot cu hramul Sfântul Gheorghe. Consemnări despre biserică mai avem la 1717, când s-a pictat Sfântul Altar.
La 1727, la fel, sunt consemnări că s-a construit tâmpla de zid, adică catapeteasma pe care o avem în spate. Se obișnuiește că atunci când se execută pictura sau o lucrare să se înscrie pe zid data când a fost executată Aceste consemnări le avem înscrise pe zid, așa cum spuneți dumneavoastră, și mai avem o consemnare, în afară de cele două, mai avem o consemnare de la 1772, când, de asemenea, s-a executat pictura în pronaos. Biserica inițial a fost compusă numai din naos și altar, după care ulterior s-a adăugat pronaosul. Așa se construiau atunci bisericile sau din alte motive pe care probabil nu le cunoaștem sau poate dumneavoastră le știți, nu s-a putut construi din prima în totalitate? Au fost atașat pe parcurs. Pentru că știm că așa sunt de obicei bisericile, au trei părți componente. Pronaos, naos și altar, exact. Ideea este că aici comunitatea, cred că, este părerea mea pur personală, comunitatea fiind mică, nu a necesitat mai mult decât atât și probabil că și costurile ar fi fost mai ample dacă s-ar fi construit și pronaos. Dar în timp, simțindu-se nevoia și de zona pronaosului, s-a construit și pronaosul cu turlă pe el, turlă care adăpostește clopotnița. Este singura turlă a bisericii, biserica fiind în formă de navă. Este una dintre metodele care sunt folosite la construirea unei biserici, aceasta forma de navă. Mai sunt și alte forme. Da, bisericile, de obicei bisericile ortodoxe, sunt construite în două forme, forma de navă și forma de treflă. Forma de treflă însemnând în zona naosului cele două abside, cele două semicercuri pe care le vedem noi din interior. Exact, exact. Iar într-o parte, de regulă, stau bărbații și în cealaltă femeile. Este o regulă? Nu este o regulă, este un obicei. Este un obicei pe care îl susținem. Noi niciodată nu o să schimbăm în biserică obiceiurile care nu contravin canoanelor bisericești. Și se mai păstrează tradițiile bisericești chiar și în biserică. Da, se păstrează. Se păstrează. Sunt oameni care le transmit și tineri care vor să le învețe. Și atunci, în condițiile acestea, se păstrează. Sunt reguli nescrise, transmise din generație în generație? Sunt și reguli nescrise, reguli care, așa cum am spus mai devreme, nu contravin canonelor bisericești. Care ar fi acestea? Păi exact cum a spus mai devreme dumneavoastră, bărbați într-o parte, femeile într-o parte. Nu avem de ce să intervenim peste acest obicei. De asemenea, mai sunt și alte reguli care se folosesc de obicei în slujbele ierurgiilor, slujbele numite ierurgii, reguli care denotă puțin misticism. Și atunci încercăm să educăm, că ăsta este unul din rolul nostru în biserică, să mai și educăm oamenii. În schimb, este foarte greu, cel puțin cu cei care au o vârstă venerabilă, este greu, pentru că așa au învățat de la moșii și strămoșii dumnealor și așa țin în continuare. Cred că tinerii așa este sunt bine. Mai receptivi. Tinerii sunt mai receptivi și bineînțeles că dacă le vii cu anumite argumente logice, să spunem, lăsând la o parte partea teologică și mergând pe argumentele logice care prind foarte bine, se obișnuiesc și lasă deoparte obiceiurile acelea. Puteți să ne dați câteva exemple pentru cei tineri să înțeleagă și pentru cei mai în vârstă să accepte? Păi, cele mai multe astfel de obiceiuri sunt legate în general de evenimente din viața omului și asta ar fi unul din aceste evenimente ar fi mormântarea. Când, într-adevăr, la slujba mormântării sunt multe lucruri care se fac și care nu pot să spun că ar contraveni canonelor, dar nici nu sunt prea sănătoase pentru că se creează harabaură, se creează zgomot în biserică în timpul slujbei și atunci nu este în regulă. Pot să spun despre ieșirea din casă cu cel decedat când atunci se sparge un vas de lut, un obicei care efectiv nu își are
origini ortodoxe, ca să spun de așa. De ce punem acel vas de lut sau de ce este pus? Am văzut și eu de nenumărate ori un vas de lut pus sub masa pe care stă decedatul. Exact. Cu gura în jos, cu gura în sus, cu apă, fără apă, diverse situații. Exact. Acel vas de lut din explicațiile pe care le-am primit până acum, pentru că la rândul meu, ne găsind în cărțile de teologie așa ceva și întrebând pe cei bătrâni, spuneau că ar îndepărta spiritele rele, ar da odihnă sufletului. Sunt mai multe explicații care, nu știu, nu sunt ok, nu sunt în regulă. Momentul în care decedatul iese din casă, așa cum ați spus, acea cană este spartă. Exact. Se sparge necazul, se întrerupe firul să nu mai apară alte necazuri asemănătoare imediat după? Și se duc duhurile rele, așa se spune, că s-ar împrăștia duhurile rele și ar avea decedatul parte de liniște. Da. Sunt nenumărate obiceiuri în asemenea situații, cum așezăm decedatul cu picioarele, cu capul, pe ce parte putem să ne rugăm, să ne luăm rămas bun, să aprindem o lumânare în asemenea situație. Da, în principiu, decedatul se așează cu capul, cu privirea spre răsărit, pentru că de la răsărit vine Hristos, lumina lumii. Partea pe care se face sărutarea celui decedat, de obicei, se face pe latura din dreapta și se ocolește, se merge pe latura din stânga înapoi. Dar în măsura în care nu se creează dezordine în biserică, adică totul trebuie să se facă ordonat, totul trebuie să se facă în liniște, pentru că și în mormântarea, ca și celelalte slujbe, inclusiv Sfânta Liturghie, sunt momente în care trebuie să ne concentrăm în primul rând pe rugăciune și abia după aceea pe săvârșirea anumitor obiceiuri. Înțelegând toate acestea, nu poate fi decât ordine în biserică și ne putem concentra la slujbă sau să ascultăm ceea ce ni se spune, pentru că până la urmă de aceea venim într-o biserică. În momentul în care venim la Biserica Sfântul Gheorghe, observăm că nu este tocmai plăcut să privim aceste picturi, care nu sunt deloc restaurate. De ce nu s-a întâmplat acest lucru niciodată în atâția ani? În 1932, Comisia Monumentelor Istorice a încercat o spălare a picturii, o restaurare, dar din lipsa fondurilor s-a întrerupt. În anul acela s-a desfăcut și tencuiala bisericii pe exterior și s-a scos la iveală piatra de calcar din care a fost zidită biserica, au rostuit-o, au pus tencuială pe zonele unde nu exista și au dat oarecum forma bisericii originală. A rămas totuși un tablou pe peretele exterior. Este printre puținele biserici, Biserica Sfântul Gheorghe Olar este printre puținele biserici care are pictură exterioară și, într-adevăr, pe latura de nord și pe latura de apus, pe latura de vest, găsim pictură exterioară. Sunt scene foarte, foarte frumoase și, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, sperăm ca în curând să putem să le aducem la strălucirea la care erau la începuturi. Interesant că au rămas și chiar pun în evidență, așa cum ați spus, faptul că sunt printre puținele situații unde întâlnim așa ceva. De câți ani sunteți aici preot? În anul 2017, în al preasfințitul arhiepiscop Calinic, a hotărât mutarea mea de la parohia Oprești, din Stâlpeni, în Câmpul Lung și în luna decembrie am fost numit preot aici la Biserica Sfântul Gheorghe, părintele dinainte, părintele Vasile Ciubotea, ieșind la pensie. Se întâmplă destul de rar, cred, ca preoții să fie mutați de la o biserică la alta și cu siguranță sunt motive întemeiate când se face acest lucru. Dar atunci când sunteți preot într-o biserică, vă atașați de acel lăcaș de cult, vă atașați de oamenii care vin la biserică, de enoriași. Cum se întâmplă această despărțire? Haideți să vorbim întâi de despărțire. Cum s-a produs despărțirea de vechea biserică? Niciodată nu te disparți de biserica dinainte. Nu ai cum să te desparți. Mai ales că
Pe mine mă leagă familia de localitatea Stâlpeni și de satul Oprești, chiar unde am reușit să ridicăm o biserică acolo. Nu te despărți de ei. Rămâne acolo partea sufletului dumneavoastră. Bineînțeles, bineînțeles. Și cum se întâmplă când veniți aici? Cum stau lucrurile? Cum vă primesc oamenii? Pentru că la rândul lor sunt atașați de preotul care a fost. Evident, din diverse motive se întâmplă ca această despărțire să aibă loc. Dar este destul de greu, pe de-o parte, dar și bucurie, pe de altă parte, că vine altcineva. Când am ajuns aici, oamenii, ca și astăzi de altfel, formează o mare familie în jurul bisericii. Credincioșii parohiei acesteia formează o mare familie în jurul bisericii și am fost primit ca într-o familie. Părintele Vasile, cât îi dă Dumnezeu putere și poate sluji, este oricând binevenit aici, iar oamenii au văzut dragostea cu care ne-am înțeles în altar și în fața lor. De aceea, oamenii de aici constituie pentru mine o a doua familie. Privesc cumva diferit atunci când vine un preot tânăr? Nu pot să spun că sunt atât de tânăr. La modul general întreb. Nu cred. Nu cred. Dacă un preot este pregătit pentru o parohie, poate fi pregătit pentru orice altă parohie. Da. Se întâmplă asta, întreb acest lucru, pentru că atunci când un preot în vârstă iese de la, pleacă din biserică, iese din aceste servicii, nu știu cum se numesc, și vine din urmă un preot mai tânăr. De obicei, persoanele vârstnice sunt foarte atente la aceste detalii, pentru că sunt ani în care au fost împreună în biserică și poate au construit cumva aceste reguli despre care vorbeam mai devreme împreună. Și atunci când vine cineva, majoritatea se teme să nu cumva să fie schimbate aceste rânduieli nescrise, să nu cumva să se pună cumva alte, reguli sau alte cerințe. Fiecare vine cu obiceiurile lui. Părintele Vasile a fost un foarte bun organizator. Iar ceea ce regulile despre care vorbiți dumneavoastră, pe care le-a creat și legătura pe care a avut-o cu oamenii aici, nu au fost schimbate în niciun fel, pentru că le preluați din modul dumnealui organizatoric a fost în foarte bună relație cu ceea ce gândeam eu despre organizarea într-o parohie și implicit într-o biserică. De aceea nu s-a schimbat nimic în momentul în care am venit și nici nu am de gând să schimb prea multe. Tot ceea ce facem, facem pentru ca oamenii să poată veni să se roage aici cu bucurie, cu dragoste față de Dumnezeu și să găsească locul propice pentru rugăciune. Asta ar trebui să facă orice preot. Dacă ar trebui să prezentați această biserică, astfel încât să atrageți tot mai mult vizitatori. Nu vorbim aici de enoriașii care vin regulat. Având în vedere vechimea acestei biserici, locul unde este ea construită și toată istoria ei, cum ați descrie-o? Păi această biserică, în primul rând, este o perlă arhitecturii bisericești. Este o perlă prin ceea ce ne oferă vizual, este o perlă prin ceea ce ne oferă și spiritual, și cel care vine pentru prima dată aici cu siguranță va reveni, pentru că este un loc propice de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Ce vor găsi aici? Având în vedere că în general când mergem într-o biserică, dincolo de rugăciune, dincolo de icoanele pe care le găsim, căutăm mai mult, căutăm profund, căutăm să descoperim o pictură care să ne atragă, să ne rămână în memorie, ceva care să ne facă să revenim sau să spunem și altora că merită să vină aici. Pe aici, în primul rând, ne va izbi valoarea istorică, valoarea arhitecturală a bisericii. Și pentru cel care are ochi să vadă, va aprecia ceea ce va găsi aici. Începând cu pictura exterioară, începând cu elementele interioare care se mai pot distinge,
Începând cu acel încadrament gotic de la intrarea în Naos, încadrament gotic care, la fel, istoricii se contrazic oarecum, unii spun că ar fi de la vechea biserică dominicană, biserica catolică, alții spun că a fost făcut special pentru Biserica Sfântul Gheorghe, este un element unic și frumos al bisericii noastre. Același încadrament îl găsim și la fereastra de la altar. Floarea de crin, pe acel încadrament care o regăsim și la Mănăstirea Negru Vodă, pe intrarea de la mănăstire. Turla, care este aproape identică cu cea a Mănăstirii Negru Vodă, dar în miniatură, are ce vedea. Un credincios care vine aici chiar are ce vedea. Vă găsește pentru a afla detalii, dacă are nevoie, dacă noi, este interesat? Noi suntem aici în fiecare zi, suntem, slujim lui Dumnezeu, dar slujim și oamenilor și în condițiile acestea, oricine are nevoie de noi, suntem aici. În afară de momentele când facem pastorație în parohie, suntem la biserică. Cam câți enoriași are această biserică? Aproximativ. Biserica are aproximativ 150 de persoane care aparțin acestei parohii. Dacă cineva din afară dorește să vină aici, din afara parohiei, dorește să vină aici, să facă o cununie sau o cununie religioasă, mă refer la început de drum, dar poate pentru a-și reînnoi jurămintele la 25 de ani de când s-au căsătorit sau la 50 de ani, dacă au această bucurie, pot veni aici dacă nu sunt enoriași? Există niște reguli în acest sens? Da. Noi avem o foarte bună conlucrare, preoții între noi, și avem de asemenea regulile noastre scrise și adresele trimise de la Arhiepiscopia Argeșului, care ne obligă, pe lângă aprobările care trebuie luate de la Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Calinic, de la Părintele Protopop, ne obligă să discutăm și între noi și să facem în așa fel încât să oamenii să fie mulțumiți sufletește. Asta este important, ca oamenii, în momentul în care vin la o biserică, să plece mulțumiți sufletește. De aceea, se poate face, dar trebuiesc anumite aprobări. Trebuie să solicite acest lucru. Bineînțeles. Mai ales dacă nu sunt din oraș, poate au doar bunicii, iar ei locuiesc în alte orașe și doresc să vină aici. Este important că suntem primiți în biserică. Asta este tot ceea ce ne dorim și știm că se întâmplă asta peste tot și că găsim oameni primitori aici, în special preoții. Ce nevoi speciale ar avea această biserică pentru a fi adusă din toate punctele de vedere în anul 2021? Nevoile acestei biserici, în primul rând, sunt cele financiare și cu rânduială de la Sfânta Arhiepiscopie, la îndemnul Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, am demarat lucrările pentru consultanță și urmează să accesăm fonduri europene pentru consolidare și restaurarea acestei biserici. Este imperios necesar să se facă cât mai rapid, pentru că biserica este într-o stare avansată de degradare și în condițiile acestea noi ne mișcăm. Noi ne mișcăm și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să putem să facem asta. Când credeți că ar fi posibil să înceapă lucrările? Că probabil durata acestora va fi una destul de greu de stabilit. Păi deja se lucrează la dosar, așteptăm pe doamna arhitect să vină să vadă și la fața locului despre ce este vorba. După care, în momentul în care dosarul este finalizat, se depun documentele pentru accesare de fonduri. Și atunci... Nu, deja nu mai depinde de dumneavoastră. Exact. Se cunoaște cine a făcut pictura? Nu. Niciodată, nu. Nici restaurare, nu. Nici... Nu. Nu. Din păcate. Nu. Nu avem astfel de informații. Dar aveți în plan ce pictor veți lua pentru a executa aici lucrarea? Nu, se va face licitație pentru că asta este procedura.
Și bineînțeles, clar, vor fi de la Comisia de Pictură de la București. Cei care vor decide. Cei care vor decide și care vor trimite probabil în teren pictor, da, pentru... Trebuie să fie... E vorba de restaurare, este o pictură frescă și ținând cont de vechime trebuie foarte multă atenție. Trebuie să îndeplinească niște condiții speciale cei care vor fi acceptați? Da, sunt condiții specifice pe care Comisia de Pictură le va stabili, nu noi de la parohie. Se va merge pe respectarea tuturor regulilor, clar, toate detaliile, dar rămâne pictura veche sau va fi ceva nou? În principiu se va lucra peste pictura veche, la modul că acolo unde nu se mai vede prea bine, se va completa, dar în niciun caz nu se va picta peste pictura veche, pentru că pictura veche are o valoare istorică și în afară de asta poate uneori într-o biserică o pictură să dea și datarea construcției lăcașului de cund, dacă nu avem alte documente. Și atunci nu trebuie schimbată. Clar. Ca să rămână, clar, ca clar să rămână dovadă. Păi de obicei restaurarea așa se face, nu se schimbă, nu se pictează peste, de obicei. Cum se hotărăște ce anume va fi pictat pe pereții unei biserici? Există o iconografie, există manuale pe care un pictor și le însușește și nu va ieși din tiparele acelor manuale. Adică exact ceea ce se specifică de către canoanele bisericești, aceea va picta, nu va picta ceea ce îi va veni la îndemână lui. Se stabilește exact ce anume. Da. Am observat că dacă mergem în mai multe biserici, nu toate au aceleași picturi. Sunt reprezentate mai multe scene din Biblie, mai multe, eu știu, întâmplări, și lucrul acesta cred că este fascinant și face ca acea biserică să fie deosebită unică de celelalte, să fie unică. Spuneți-ne despre picturile pe care le putem vedea aici. Într-adevăr, sunt mai șterse, dar cu siguranță dumneavoastră știți mult mai mult decât vede un vizitator. Ceea ce se mai poate vedea și, mă rog, mai mult deduce decât vedea, avem pe peretele nordic o scenă cu sfinți militari, o scenă cu sfinți militari care este oarecum similară cu ceea ce s-a găsit la Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș. Avem pe peretele de vest, pe peretele de apus, tablouri votive, iar dacă se va scoate la iveală foarte bine aceste tablouri votive, poate vom ști oarecum și cei care au fost ctitori sau care au participat cu importante sume la construcția acestui sfânt lăcaș. Avem pictura unică de pe exterior, unde găsim ispitele unui călugăr pe partea de nord, la fel foarte interesant. Și de asemenea, la intrarea în biserică, deasupra, pe exterior, găsim scena Sfântului Protector al acestei parohii, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Iată câteva elemente importante, unice, pe care le putem vedea aici și pe care cu siguranță le vom putea discerne, să zic, mai bine dacă va fi restaurată. Este într-adevăr foarte interesantă, o să rămân cu ceva în suflet din tot ceea ce eu am văzut aici. Chiar dacă atunci când vii la o biserică te aștepți să vezi culoare, să vezi scene clar prezentate, cu siguranță, cu voia lui Dumnezeu și cu contribuția celor care pot face asta, va arăta altfel. Cu ce gânduri ați venit aici și, nu știu, ce ați pus acolo în suflet pentru această biserică? Dincolo de dragoste, dincolo de religie, dincolo de tot ceea ce vă leagă de biserică. Grea întrebare. Gândurile cu care am venit aici sunt multe. La Stâlpen, de unde am plecat, Înaltea Sfințitul a hotărât să înființeze parohie nouă și faptul că am început de la zero cu o parohie, cu construcție de biserică, cu strămutarea cimitirului și așa mai departe, m-a pregătit oarecum pentru venirea aici. Clar, aici nu poți să vii, sau în orice biserică nu poți să vii decât cu gând de rugăciune. Și dacă te rogi suficient și te rogi cu credință, cu ardoare, Dumnezeu îți va da gândul cel bun și vei face ceea ce trebuie pentru parohia respectivă. Este într-adevăr o misiune adâncă, dacă pot spune, să vii aici într-o biserică cu vechime,
să preiei totul cu sufletul, pentru că asta cred că se întâmplă atunci când vii. Pune cumva accent în credință vechimea lăcașului de cult? Contează cumva în suflet, inconștient poate, acest lucru, că este o biserică veche, care o istorie a ei aparte, comparativ cu una nouă? Privind din punct de vedere istoric, într-adevăr, bisericile pot fi diferențiate pe categorii. Dar din punct de vedere al religios, din punct de vedere al credinței, orice biserică este bună pentru rugăciune. Nu întreb pentru noastră în suflet. Sufletește cum simțiți acest lucru. Vechimea acestei biserici, vechimea lăcașului de cult. Gândindu-vă că sunt atâția oameni, au trecut atâția ani, s-au întâmplat atâtea în lume și oamenii au venit aici și s-au rugat pentru bine, pentru pace, pentru sănătate, pentru fiecare comunitate, pentru nevoia pe care a avut-o atunci. În urmă cu atâția ani, vorbim de sute de ani. Este o motivație pentru mine ca preot să fac tot ce-mi stă în putință și să aduc biserica la strălucirea pe care a avut-o la vremea respectivă. La întemeierea ei, exact, da. Este într-adevăr ceva profund aici. Vă las să admirați mai mult decât am putut noi cuprinde în cuvinte, să descoperiți și chiar vă invit să veniți aici pentru a vedea singuri ceea ce noi am prezentat în doar câteva minute. Timpul nu ne permite să prezentăm mai mult, dar aici veți descoperi un lăcaș de cult vechi, cu o istorie deosebită, cu picturi unice și, de ce nu, poate chiar și credința. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi. O zi plăcută! Doamne ajută!